Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod aici de Call of Duty 2. Se pare că mergem acum cu elicopterul la plimbare, că de ce nu? Ce liniștit stă ăsta acolo? Cum naiba stă ăsta pus acolo? Că... Da, e fain că se vede negru în interiorul elicopterului. Ok, văd că ăștia pe aici se războiesc, aș putea să trag și eu, dar nu stau acum să-mi strig gloanțe. Lasă, dați voi că aveți mitraliere pe elicoptere acolo. O, ce le dau ăștia acolo. Hai, ce-ți-vă. Bă, nu era mai bine să venim tăștii că să strici elicopterul. Veneau cu niște avioane, bombardau aici tot și gata. Dar cred că vor fi civili în zona asta, n-au putut să bage direct o bombă nucleară, ceva să-i termine pe toți, cine știe. E, aflăm acum, n-am fost atent la tutorii ce trebuie să fac aici, probabil că trebuie doar să-l asasine spawn-ul. Sau na, vor avea și Arabia ăștia arme nucleare și nu vor să ajungă ăștia la război nuclear, doar militar. Soldați cu puii mei. O, dar ce mișto se vede elicia asta de la elicopter. Hai, nu plecați și voi. Stați că mai coboară soldații. Cine a rămas? Am crezut că s-au buguit elicopterele care au rămas pe loc. Ok, hai să mergem și... Dar bine că trageți în urmă ghimpat pe ei să nu pot să trec. Mergem pe aici atunci. Ia mă, ce-am pe a doua armă. Aia, tot pistol. Ăștia sunt cu mine? Sunt cu mine, ăștia cred că nu sunt cu mine. Frate, pistol, serios. Cine dracu folosește pistolul în Call of Duty 2? Poate să-i fost de la cu silencer. Să-i fost sniper, da. Nu dai cu DC Sparta la pune explozivile ăsta, că e mai șmecher. Boom! Hai, înainte. Bun, gata, aia delete. Delete repede pe ăștia. Să fiu atent pe aici, a? Pe cât era flash-ul? Pe 4. Îl aruncă ca în CSGO. Și n-a avut efect flash-ul ăsta. Ma, dar acum dimineața când filmezi și nu prea văd nimic. Stau așa cu ochii în monitor. Stau, zici că mă holbesc ca vițiul la poarta nouă. Taci-mă de acolo. Doar televizorul ăla, drag. Nu mă uit la televizor în realitate și ajung să mă uit la televizor în jocuri, nu? Tu mori acolo. Dă-și pe ăla. Ok, hai mai bine să plec totuși că văd că deja mi se înroșește ecranul și nu-i prea bine. Auci, auci, auci. Hai mă, gata, revinu-ți. Văd că și ăștia au cască, nu-ți dă aia gen Al-Qaeda, halate, dalea și unii mă sniper, dă-l încoace. Ia mă, ce mai pe aici? Shotgun, tot calașnicoave, SMG-uri, grenăzi, AG-uri, interesant. Nu văd că e pistol cu laser ăla. Uite și Kalashnikov cu grenade launcher, dar nu-mi trebuie. Hai că cred că doar ăsta mai era. Ăștia-s fost? Sper că da. Hai da, să o luăm înainte. Atunci nu m-am uitat la ce să văd, dacă am început filmarea. Ok, se aud pe aici gloanțe în prostie și uite câțiva la geamul ăla acolo. Ok, se-mi iau Thomas sniper-ul ăsta. Hai că e bun, direct Gigan. O dăm pe CS aici. Nimă niște sticle, hai să le împușc atunci. Pot să dau sticlele alea. Deci trebuie să țin apăsat pe ship când dau așa, nu doar apăs pe el și gata. Simt tot timpul apăsat. Să controlez bătăile inimii și respirația, să nu se balanceze arma, puii mei. Hai că bine, n-am tras degeaba în aia. A, frumos, nici nu mai trebuia să dau cu glonțul în ei. Să văd ce e acolo. Hai să bubuie Dacia aia. Gata. Cred că au murit aia. Mai unul acolo, după perete. Ai murit? Cred că am murit. Parcă mai mișcă un pic piciorul. O fi șarpe de la. Că știți că dacă omor un șarpe, tot se încolocește ceva timp. Ok, pe aici nu mai e niciunul. Hai da pe aici. Du-te, 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 du-te. Hai să mă duc la adăpost și ia bubuii Dacia.
Da. Și spune zice, pe cine nu lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Era o vorbă în bătrâni. Ce lege trecă în elicoptere și ar putea să tragă cu mitralierele în ei. M-o sărit aia de pe casă de acolo, ați văzut? Parcuri și ce, mama dragă? Cred că era cuțitul pe V bun. O să bubuiești Dacia aia. Da-mi la geam acolo unul. Cred că unul la geam. Dar drag ce s-a băgat acolo. Ce mă crezi că nu te omor eu? Auci. Nu mai înroșiți ecranul, please. Aoleo, grenadă. Văd că dau un cerc cu cuțitul. A, frumos, hai că au spart ăștia televizor cu tub și... A, Kalashnikov cu inel launcher, cream că era ceva mai bun pe aici. Grenăz, nu știu ce. A, o, eu dă reflectorul ăla. Felinar, nu, reflector, care ceva cu bec, în fine. Boom. Ce-o bubuit. Văd că aici o zonă deschisă, s-ar putea să-mi trebuiască sniperul. Că prin zona asta nu-i nimic, zboară niște ziare. Parcă aș fi în GTA 3, cum erau ziarele alea cu zombiul Elvis, că a fost găsit. Ce e acolo? Eu ne trebuie să fie Dacia acolo, să nu pot să trag. E, până scoate la capul. Poate de ăla acum cu aghie un coace. Aoleu. A, deci pot să arunc înapoi gurena dacă am Wolfenstein, dar eu nu folosesc deloc aia. Aia o să-i potolească. Mă, o ciordată aia cu racheta. Poate trebuia să-mi fi luat ăla cu grenade launcher. Hai mă bubuie, da, ce proastă așa. Și ia să mă duc la aia care erau sus acolo să iau aghiu. Văd că mai sunt. Al ăsta, dăm cu inteligența. De unde-o tras ăla? Asta e cu mine. Ia dă încă un pic ăsta. Nu Kalashnikov. Ăsta, așa. Hai, dar încarcă. Mai e vreunul pe acolo? Nu văd încotro trage aia și să păstrez asta. Ne, mai bine mi-au sniper înapoi, că o să-mi trebuiască. Ok, unde am pus sniperul ăla? Uite-l. Altceva de lutat văd că nu. Ne, nu iau ca știi că o văd cu grenade launcher. Mai țin pușca asta că îmi place, n-are recul mare și pot să trag. Nu pot să mă sui la mitraliera asta? Văd că nu. Bun, încotro. This way, ok. Pe spate pe aici și pot lua. Unul sus acolo. A, da, da, deja unul cu grenadă. Îl omoram pe al meu, bă, dar niște mai sunt. Ok, au venit și ăștia pe aici. S-a cam zis cu ei. Bun, deci pe aici trebuie să mă duc. Acum. Drept așa. A, trebuie să intru aici.
Să nu se mai audă televizorul ăla. Tot s-aude. Hai mă, deschideți ușa aia. Hai, pune explozivul să mă dau mai într-o parte. Hai, du-te, du-te, du-te. Pe aici văd că nimic. Ce mișto, nici nu zici că ești într-o în zona asta în care ne aflăm cu casa așa faină. Au dat întuneric, trebuie să dau monitorul la maxim, că nu mai văd nimic. Așa. E nasol când îmi bate soarele în cameră și nu mai văd nimic la monitor. Și e bine că găsesc gloanțe pe jos, nu știu de la ce mă... Nu știu, cred că ori avea același încărcător, Kalashnikov-ul cu arma asta sau habar n-am. E bine că îmi găsesc gloanțe. Au dat și ăștia cu flash. Îmi place. Și a venit altul prin spate și m-a dilit. Dar ăștia mor mai greu. Ce m-a demagiuit ăla. Ok, au oprit ăștia televizorul. Fuuu, mi l-au dat pe flash. Mă, ce țiu e. Ce mișto lucește pe aici. Măcar au podelele curate ăștia. Aoleu, ce e aici? Hai că îmi place locul ăsta, ne batem aici pe calculatoare, văd că... Ori avea ei monitoare de-astea subție, dar televizoarele cu tub încă domină. Eu totul să spart toate televizoarele astea. Bine că nu se dărâmă pereții de la rachete. Ia, uite o unitate. Văd că nu pot sparge ca în Counter. În Counter Strike Source spargi unități astea calculatoare lejer. Ăla e cu noi? Nu cred. Ia și tu o grenadă. Taci acolo. Boom. Tu mori acolo. Da-mă, trece glonțul prin pereții ăștia? Se pare că da. Bun, deci pot să dau și prin pereții ăștia. Stai cu mine, e cu mine. Mai luați o ultimă grenadă, că nu mai am. Ups, hai că l-am dilip al meu. Ce să mi se termine gloanțele, nu-i bine. Bine că a dat pe lângă ăla cu racheta. S-au deși un elicopter. Asta e monitor cu tub, se pare că da. Uite și o unitate mai mică. Sau ce trebuie să fie aia. Nu, nasul că nu pot să sparg unitățile astea calculatoare. Să sară din ele placa video și placa de bază. Și hardul. Știu că aia de pe CS of Ice, de pe CS Source aveau câte două harduri alea. Uite un shotgun. Fii pus special ca să-l folosesc. Ia mă, ce Windows sau astea? Nu, n-arată Windows-ul. M-am dus cam pulă, m-am dus. Am venit stau în spate și iau cu sniperul. Cel mai bine. Stai mă, deci aici. Ei, aia că eu stau aici. Și aștept să vină. Dar mai întâi să spar toate TV-urile astea că mă enervează. Monitoarele văd că nu se distrug, doar televizoarele. E, măcar alea se distrugă. Partea aia văd că nu vine nimeni. Aoleu, câte televizoare sunt pe acolo. Dacă dau așa le distrug. Nici nu bate glonțul până acolo. Dă înapoi ăsta. Hai, veniți. Gata, acum apar ăștia. Până la urmă mă bagă în ei. Intru YOLO.
stau mai în spate. Mamă, ăsta-i, cred că ăsta-i perete de la fals de trece așa gulonțul prin el. Monitoarele astea nu se spar, văd că nici tastaturile. Îl dileam iarăși pe al meu. E să mă întorc pe unde am venit, că pe acolo și sigur o să vină. Să folosesc sniper-ul. Ăsta când pula mea a apărut acolo. Da, am zis că nu o să vedem niciunul pe partea aia. M-am înșelat. Și din nou pe aici. Se spun loc mai ascuns. Hop. Ușile astea văd că nu se deschid. Măcar ăștia nu mă văd că sunt aici, cred. Am fost văzut și am și murit. A, au fost doar flash-uri astea. E bine că au fost flash-uri. Sau probabil că au dat grenada după un perete. Ai de viața mea, ce dau ăștia cu aghiul. Hai mă, refă-ți toată în... Hai mă, doar cu o grenadă îmi dau astea. Mori acolo. Mă, câți dăștez. Sper că l-am delit. Gata. I-am omorât, bun. Trebuie să mă bag prin spate. Asta era Deagle? Da, cream că e Deagle ăla. Arme peste tot. Presim că o să vină acum un elicopter și o să tragă în noi. Spune că ăla e tankul nostru. Ok, ăștia sunt de-ai noștri. Hai că suntem în siguranță acum. Bă, dar nu l-or fi ăsta, nu l-or fi cal cu costumele astea, pe uniforme soldat, cum să zice. Sniper și agheu puse la îndemână. Bă, dacă tot avem agheu, tot trebuie să-l folosesc aici, cine știe. Da, trebuie să păzesc locul ăsta. Din câte văd. A, o să fie ușor, am agheu. Bun, și acum încotro, pe aici, bun, haide. Ah, poate mi-era mai ușor să-i folosesc shotgun-ul în locul ăla, dar las-o baltă. Ok, pe aici să înțeleg că degeaba e ușa asta pusă deschisă aici. Să fiu atent, că acum zboară un glonț după ceafă. Iarăși televizoarele astea, că mă enervează. Hai, deschideți ușa. O, la încuietoare e deșteptă asta. Ce să-l prindem pe bulangiu ăsta, care tot apar la televizor. Roger that.
I got something better in. Man, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Assad. The broadcast is. Ce gros are ăsta? A, bă, nu muzică cu copyright, să vedem muzică pe fundal. A, deci asta a fost misiunea, să înțeleg. Și cred că ăsta ar cam fi și episodul. Am murit de câteva ori la început, dar nu-i bai. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, da, scăte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Mă întind și eu un pic acum. Așa. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les.